Coreea de Nord face un pas înapoi, după întâlnirea dintre eful CIA-i Kim Jong-un, decizie exploziv luat de liderul de la Pyongyang. Coreea de Nord sublinierea a abandonat vechea cerere ca Statele Unite să sublinierea retrag forțele staționate în Coreea de Sud în schimbul dezarmării nucleare, potrivit presublinierea dintelui sud-corean Moon Jae-in, scrie CNN. Aproximativ 28.000 de militari americani sunt staționați în Coreea de Sud, o prezent care îl nemulcume subliniere te pe liderul nord-corean Kim Jong-un. În spiritul deschiderii sublinierei diplomaciei, Kim este pregătit să renunce la precondiția retragerii trupelor americane în vederea unor discuții cu privire la dezarmarea nucleară a peninsulei coreene, a declarat Jong-un. Coreea de Nord subliniere i-a exprimat voința de a renunca la programul său nuclear fără să cearcă forțele americane să se retrag din peninsula coreană, a declarat Moon într-o întâlnire cu presa, adugând ce orice retragere de trupe ar fi o condiție pe care Statele Unite nu o pot accepta. Liderul sud-corean, care urmează să se întâlnească cu Kim săptămâna viitoare într-un summit istoric în zona demilitarizat de Mezet, linia de demarcație care desparte cele două Corei, a subliniat însă că Nordul este îngrijorat în legătură cu securitatea sa. Ei vorbesc doar despre a se pune capte politicii ostile fac de Coreea de Nord sublinierei apoi garantarea securităților, a adugat el, potrivit News. Rock, precizând ce prin această clarificare au fost de acord Statele Unite sublinierei Coreea de Nord să participe la un summit. Oficialii din cele două Corei fac pregătiri în vederea summitului intercorean, a anuncat un purtător de cuvânt al Casei Albastre, presubliniere din CIA sud-corean, Kim Eui-kyom. Potrivit purtătorului de cuvânt, Coreea de Sud va face două repetiții, una pe 24 aprilie după amiaza, iar cealaltă pe 26 aprilie. Oficialii nord-coreeni vor efectua o repetiție înainte de summit, pe 27 aprilie. Această concesie este anuncată după ce presubliniere dintele american Donald Trump a insistat miercuri ce este pregătit să părăsească summitul cu Kim, în cazul în care rezultatul nu ridică la nivelul a subliniere teptrilor sale. Dacă vom crede că nu va avea succes, nu vom participa, a spus Trump. Dacă întâlnirea, atunci când sunt acolo, nu este fructuoasă, o voi părăsi respectuos, a adugat el. Kim a semnalat în martie că nu se va opune unor exerciții militare comune americano-sud-coreene, amânate pe perioada Jocurilor Olimpice de iarnă în Sud. Aceste manevre anuale au reprezentat un punct dureros pentru liderul nord-corean, care le consideră o provocare direct la adresa securității Nordului. O delegație sud-coreeană a anuncat în urma unei vizite la Pyongyang ce Kim înțelege poziția Seulului cu privire la organizarea de exerciții comune cu Statele Unite. Poziția noastră cu privire la exerciții militare comune este ce este dificil să le amânme sau suspendme din nou sublinierei nu mai există niciun motiv să o facem.
Kim a spus ce înțelege poziția Sudului, a declarat în martie un oficial de rang înalt din cadrul administrației sud-coreene pentru CNN. Potrivit acestui oficial, Kim a spus totodată ce se subliniere teapt ca exercițiile comune să fie reajustate după stabilizarea situației în domeniul securității în peninsul. Comandanții militari americani au refuzat să pună exercițiile pe masă ca monedă de schimb în negocieri.